Wellington frumos, a ieșit din apărare Lucian Munteanu cu mingea la picior, cu capul sus, lansare către Coșereanu, în duel cu Dulgherov. Coșereanu este ținut în marginea careului și este penalti pentru CSM Iași. Și probabil și cartonaș galben pentru bulgarul Dulgherov. Da, aceasta este decizia centralului Dragoș Istrate. Dulgherov protestează, la fel și colegii săi. S-a văzut însă ținerea de departe. Coșereanu își făcuse mingea pe lângă bulgar și încerca să continue să pătrundă în careu. Iată ținere prelungită a lui Dulgherov în marginea careului. Primul avertisment văzut de un jucător al Chiajnei vine în dreptul lui Dulgherov și penalti pentru CSM Iași, care poate egala. Crețu în dreptul punctului de la 11 metri, față în față cu Râmnicianu. Se apropie Crețu de minge, șut peste poartă! Mai să spargă tabela de marcaj a tras Alexandru Crețu și de unde în urmă cu 20 de minute era cel mai iubit fotbalist al Iașului. Acum auziți reacția din tribune. Teribil această execuție a lui Alexandru Crețu. A șutat foarte puternic, însă